Vă salut, dragii mei! Astăzi vreau să plec pe un munte, un oraș, cu că tot ninge, am zis să fac o filmare frumoasă. Mașina alunică varză pentru că n-am cauciucuri. Am cauciucuri de vară, dar sper că au dat cu sari mai multă. O să merg și cu astea de vară, dar problema este în felul următor. Te arde în momentul când te ești implicat în accident. Alunică tare. Dar, na, suntem șoferi și ne descurcăm. O să fac când o să opresc la videoul ăsta, o să vă arăt cauciucurile, să vedeți că nu mint. Mamă, ce alunică! Și vreau să mă urc sus pe munte, acum, na, să vedem cum este. Pe munte, cum se vede orașul pe zăpada asta, e ca în ceață, nu știu dacă o să se vadă ceva, cred că urc degeaba pe munte. Vorba aia mea, a avut jumătate de oră să urc pe munte. Și da, fraților, merg cu cauciucuri de vară. Ia să băgăm o frână de motor tocmai de aici. Să ciupim și frâna, pentru că v-am zis, cauciucuri de vară pe vremea asta. Am motor mare și trebuie să o iau ușor din accelerație, că dacă mă dau la ea patinează pe loc. Da, asta vreau să fac, să ajung acolo, să vă arăt și vouă după munte cum se vede orașul cu zăpadă. Dar păcat că e ca în ceață, s-a lăsat ceața, acum vreo jumătate de oră nu era ceață. Ce zic, poate vă abonați și voi, că cu ajutorul vostru postez și eu. Dacă văd că vă abonați, eu postez. Nu vă abonați, nu mai postez, postez mai rar. Bine, că de când sunt în Danemarca, numai cauciucuri de vară am mers. Și era pe autostradă zăpadă cum e pe trotuare, necălcată de mașini și eu așa îi dădeam. Depășeam tot pe prima bancă, toți mergeau pe autostradă cu 70-80, eu dădeam și cu 120. Eram un pic inconștient, dar mă bazam că, băi, depășeam și după aia îmi țineam banda care era mai curată. Sper să am noroc să se vadă după munte orașul pe vremea asta, că v-am zis, e ceață și nu știu dacă nu o să urc degeaba și nu o să văd nimic. Da, e rău cu cauciucuri de vară pe vremea asta, că te duci ca sani, atârâși. Într-un an tot așa, eram cu cauciucurile, aveam o Mazda 3 în 2016. Modelul ăla 2013-2014 era mașina, chiar dacă avea anul bun. Ce făceam? Stăteam într-un sat, aveam vreo 60 de kilometri de... Nu 60, poate 40, din Torso, stăteam în Torso. Mulți care, dacă se uite cineva care e din Danemarca, știe unde e Torso, lângă Hamel. Și făceam naveta la școli, la curățenii pe weekend, sâmbăta. Și sâmbăta nu prea dădeau ăștia cu utilajele toate drumurile secundare. Și eu o luam pe-n păduri, pe unde scăprioarele, pe unde ați mai inimerit și voi de ați luat o căprioară pe capotă. În pădurea aia, când ești din Hamel, că scurtam pe acolo drumul. Și ce am făcut? Am plecat din Torso, am avut un deal, l-am urcat cu chiu cu vaia acolo la Hamel, dealul ăla. Am intrat în Hamel, pe unde Irema și alea pe acolo. Ce am făcut? Ce am făcut pe acolo? Am oprit, mi-am disumflat roțile la mașină aproape pe geantă, ca să pot să merg și eu cu 20-30 la oră, că nici cu 10 nu puteam să merg cu ele umflate, tot așa erau vară. Și am mers mai bine, îi recunosc. Dar cine, tot mintea unui nebun să gândească să-ți lase roțile, cauciucurile de vară, adică eu am făcut treaba asta. Altcineva nu cred că îl ducea capul. Dar mi-a prins bine, uite, îi recomand, dacă aveți nevoie de mașină și nu aveți încălțată de iarnă, mai lăsați roțile, ca să puteți să aveți stabilitate mai bună, să tragă mașina mai bine. Mai avem puțin și ajungem la muntele nostru. Băi, nu-i munte, să credeți că-i munte cum Scarpații sau alți munți. Unde al așa mai mare? Ăsta nu e autobuz electric, a băgat aici autobuzii electrici, taxiuri electrici, deja gata, să duce dieselul la ce aparține de stat. Că și taxiuri au ăștia de stat. Și de asta zic,
Vreau să încerc de acolo, poate am noroc să vadă o peisaj așa frumos de iarnă. Acum vă 2 ore a început să ningă, ningea mai încetișor. Păi e bine că nu bate vântul, asta contează. Aproape am ajuns. Dealul nostru e pe-n dreapta undeva. Uite, copiii se dă cu Sania. Altul mai e sus pe deal. A venit lumea. Ce o să mai prost, nu vin? Păi se poate așa ceva să n-apar eu la dealurile astea? Că am mai urcat odată mai de mult aici și tot am zis, bă, vreau să vin. Și cu ocazia asta a venit Marus nebunul. V-am zis că am cauciucuri de vară, să vede și urma. Să vede urma la mașină că am cauciucuri de vară. Nu știu dacă se vede cauciucul, dar este de vară. Iarnă în toată regula. Copiii se dă cu sane. Nu mai pot. Mai avem de urcat. Mai avem de urcat mult. Să ne continuăm drumul. Da, fraților, am urcat până aici sus. Nu mai pot. Terenurile de fotbal de la școli, de la o școală, de fapt. Sunt în vârful la deal, la munte. Păcat că nu se vede orașul din cauza că este ceață de la zăpadă. Și pe ăla o să urc o dată în dealul ăla, tot așa ca ăsta. Aici este un lac înghețat, văd. E bine de știu că e lac, o să vin și eu cu lansetele. Ăsta e lacul. Să vede, înconjurat de boschez, dar are și pe parte. Se vede doar cartierul ăsta de case, încolo, în depărtare, eu văd cu ochiul liber, dar în cameră n-a. Încolo-s blocuri, nu se văd. Așa, ne-am îmbrăcat și noi pentru zăpadă. Am venit în vârful dealului. Întoarce în camera, că nu vreți să mă vedeți pe mine, vreți să vedeți peisaj. Mașina e jos. Da, am vrut să urc aici pe zăpadă, să vadă peisajul ăsta frumos. Văd că nici dracu n-a mai urcat aici decât eu. Avem și măsuțe aici pe deal, când după ce urci dealul, să, dacă ai o cafeluță, o apă la tine, să stai jos să bei. Frumos. Păcat că nu se vede orașul. Dacă observați, acolo mai e un munte, o să urc și pe muntele ăla odată și să vedem unde duce. Încolo mai este un munte, eu-l văd. Dar pe filmare nu știu dacă o să se vadă. Vreau să urc și pe ăla. Atâta merge, din păcate, zoom-ul la Osmo Pocket care l-am. Și să vede numai ce e aproape. Încolo, la distanță, văd că nu se vede. Ăla e bloc negru de acolo. Și de asta am zis, hai să urc pe deal, poate prind o priveliște frumoasă, dar o să vin odată să filmez orașul noaptea de aici. Cu toate că încolo sunt blocuri foarte multe, dar n-au nici ei luminile toate aprinse. N-au luminile aprinse și ce să mai zic. Mai filmăm odată cauciucurile când ajung, să vedeți că nu mint.
Abia aștept să-mi vină și scula de pentru edita, vedeți cum filmez. Deja înghețam mâna. GoPro-ul l-am pus și pe el. Vedeți peisajul. A rămas singura mea mașină în toată parcarea. Vara n-ai loc aici pe dealul ăsta să stai. E full de oameni. Da, așa arată orașul ăsta, Arcus. Are munți, are dealuri, are parcuri foarte multe în el. Terenuri de fotbal, le vedeți? Da, vedeți cum filmez. Deja a înghețat mâna. S-a mai oprit în soare. Era jale. Da, mai am mult de învățat cu YouTube-ul ăsta să trag cadre mai bune, dar dacă îmi vine și unitatea aia, mi-am luat un calculator acum să nu stau să mă chinui la editat, că am băgat bani inutili în calculatoare, laptopuri mai exact, și mi-am luat țeapă, le cumpăram, le vindeam, le cumpăram, le vindeam, pentru că nu erau buni, n-a avut cine să mă învețe, până la urmă tot eu am învățat. Ia să pornesc mașina și să iau de volan ca să se vadă cauciucurile. Să se vadă cauciucurile, tată. Hai să iau și de volan. Să nu ziceți că mint, cauciucuri de vară. Așa, să vede că-s cauciucuri de vară. Nu ești implicat în accident, n-ai treabă că ai cauciucuri de astea. Până nu ești implicat în accident. Traficul. Nu prea am filmat eu până acum așa în public sau să mă filmez pe mine, că nu mi-a stat în caracter. Mă, pare nici dealul filmare, dar când îl iei la picior e marea dracu. Ce să zic, o să revin cu o filmare din mașină, că o să plec și eu acasă, păcat, asta îmi pare rău, că n-am putut să văd orașul. Dar totuși, ia să vin până aici la plancarda asta și să vedem ce se zice pe ea acum, dacă totuși. Ce reprezintă... Arată munți, uite, lacuri, care mă interesează, dar sunt lacuri mici. Vedeți, vedeți zona unde am fost eu, alea-s toate casii pe acolo. Aici am fost, dar din păcate n-am avut niciun noroc. Gata, plecăm. Cealunică, mititica, mă. Da, păcat, n-am putut să fac filmarea cum aș fi vrut eu. Da, aia e. Important e că v-am arătat ceva. Asta e, suntem un oraș, dar avem și dealuri și păduri și de toate. Acum, na, poliția numai la accident îți verifică cauciucurile. Așa că, cât timp nu sunt implicat în niciun accident, n-am nicio treabă. Asta, dacă îmi fac urmăritori aici să văd că le place la oameni, o să ies mai mult pe teren și o să fac filme mai profesioniste, mai una alta, pentru că îs de lăsător, că da, dacă voi nu vă uitați și zic, ei, le fac, nu mă duc mâine, mă duc poimeni și tot amân. Dacă văd că am un public mare, se abonează lumea și le place ce fac, mai dă și un comentariu acolo, de bine, de rău, mai mult de rău, că românului așa îi place să-l dea. Văd, băi, mă ambiționez și fac mai mult YouTube. Da, o să ningă până mâine, pune zăpada puternic. Ați văzut cum v-am zis cu semnalizările? Vede și ei, bagă semnalizarea ăla, dacă era unul pe banda aia și vrea să iasă, îmi vedea semnalizarea și putea să bagi. Așa mai eviți din trafic, nu mai se aglomerează traficul.
Mai facem și noi un gest bun, că și mie când mă lasă câte cineva, așa sunt foarte mulțumit. Chiar dacă e coadă în spate, aia să aștepte, că oricum n-aveau cum să treacă. Și de asta zic, dacă ați urmărit și alt film de-a meu cu civilizația în, pe autostradă, pe îngiratoare, dacă v-ați uitat, ați văzut ce am postat. Filmul ăsta, acum nu prea am avut vorbele la mine, să zicem, că am fost axat pe altceva să prezint. Dar zic așa, ca fapt divers, în filmul ăla v-am arătat în giratoriu cum se semnalizează când ieși, când intri, n-ai treabă cu semnalizarea. Și nu că îl fac numai eu treaba asta, i-ați văzut și pe aia în filmare în fața mea, pe autostradă, cum se procedează omul să nu stea cu capul să uite în spate sau în oglinzi, că bă, nu-mi dă aia prioritate. Ai văzut ce frumos, chestii de băiețași între noi șoferi, care și mie mi le face altul la rândul lui și eu le fac la alții. Asta e, ce să facem. Mai și greșim ca șofer, nu zicem că nu. Eu îl văd defectele lui ăla din față, ăla din spate le vede pe amele, că așa este. În șoferii toți greșim. Și polițaiul, am mai zis asta și o repet, și polițaiul, dacă era în fața mea acum și mă țineam după el, păi până în semafor ăla făcea 3 greșeli. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică și ăla-i tot om. Chiar dacă are legislația pe... la el, dar așa și noi avem șoferia la noi. Conducem de ani buni, nu ei la fel, dar tot în trafic te încurci cât ai vrea tu, cât n-ai vrea, le greșești în trafic, indiferent de situații. Și aici suntem la Brabrand, la bazar, unde e piață de-a lor și luăm lucruri ieftine, în general legumii, fructe, haine nu luăm de la ei, că are și de alea, dar nu luăm. Perdele găsești aici unde nu găsești în... asta, cum îi zice, până la Danemarca, găsești doar în Ikea și doar până astea perdele și de astea, dar aici găsești și ieftini. Avem și magazin de români aici în Danemarca, avem produse românești, deci e bine. Ce să vă mai zic, mi-a mai lăsat băieți comentarii, băi, bine să renunț la România și să vin în Danemarca? Da, repet și acum, da, e bine. Lasă România, vino aici dacă ai la cine să vii la sigur. Dar nu uita că aici fără mașină ești mort. Nu poți, n-ai de muncă dacă n-ai mașină. Că nu-ți permis tu să te duci 10 km, 3, 2, 9 pe jos. Vine vremea ploioasă, vine zăpada acum. Unde te duci tu pe jos? N-ai cum. Și plus de asta munca este și ea grea și nu poți să te obosești la mers și după aia ce faci? Mai ți arde să muncești? Nu poți să reziști în stilul ăsta. Mai e ăștia cu ziarele. Pe vremea asta. Unde dracu te duci tu cu scuterul ăla electric sau cu mașina la ziare? Munca grea, dă bani puțin, le-a tăiat din bani și acolo. Și să chinui oamenii. Să chinui. De ce zic că să chinui? Pentru că plouă, ninge, tu te sui pe scuter și te duci și livrezi iare. Și mai nimerești și pe în sate de alea unde ai o casă la 300 de metri, una de alta, păi stai numai în ploaie. E greu, e greu. A un fost coleg de muncă a muncit și la ziare și ăla ce a făcut? A căzut și a rupt mâini, picioare, că a căzut cu și el și nevasta cu asta, cum îi zice, cu scuterul. Că era polei. Ce urât am intrat, că e cam mare și se iau din scurte mai greu ușor. Da, a mai alunecat un pic și a redresat-o. Băi, merg și eu în ce cu cauciucurile astea de vară, dar când îl văd pe ăsta din fața mea, că care, wow, mai tare, mă, pe asta, mă. Mergi, frate, dă-o încolo, că nu te duci nicăieri, dă-i un pic. Mamă, dă-o, unde te duci, dică, calunici.
Ai n-a lunic eu. Acum se vede în dungile la parcare. Hai că am zărit-o. Cam atât. Am ajuns și acasica.